Bine v-am regăsit, stimați prieteni, în Bold Media și de această dată vă dă întâlnire cu celebrități ale cântecului popular românesc și nu numai, ale culturii în general, pentru că așa, după cum am obișnuit și sper că și dumneavoastră începe să vă obișnuiți cu noi, personalitățile noastre, în principal ale Olteniei, intră în casele dumneavoastră. Îmi face mare plăcere să aduc și în această ediție, alături de noi, o persoană al cărui nume este scris, așa cum îmi place mie să spun, cu litere de aur, în primul rând în sufletul dumneavoastră al iubitorilor de muzică populară, al iubitorilor de folclor, doamnelor și domnilor, îmbrăcat de zi de sărbătoare, la zi de sărbătoare, domnul Marius Măgureanu, căruia vă rog să-mi permiteți să-i strâng mâna și să-i mulțumesc pentru prezență. Bine ați venit! Mulțumesc, bine te-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să fiu prezent aici alături de tine. Prin periplul celebrităților olteniei ce vin în fața dumneavoastră, prin intermediul nostru în Bold Media, de această dată scoatem la lumină corabia de aur. Nu numai festivalul, ci și personalitățile pe care acest orășel așa de frumos burghez cu o încărcătură istorică deosebită le-a dat și printre aceasta face parte și invitatul meu, Marius Măgureanu, unul din frații Măgureanu, cel mare, cel care a deschis porțile talentului acestei familii de a scrie istorie în cântecul nostru popular românesc. Domnul Măgureanu, mi-era dor de dumneavoastră în primul rând. Și eu te-am admirat și te-am urmărit în diverse emisiuni și eu mă bucur că m-ai invitat și fac parte din pleiada de soliști. E prea mult spus. Din soliștii aleși, să spunem Nu știu așa. dacă din soliști aleși este prea mult spus. Dacă intri în sufletul oamenilor, este suficient să fii acolo. Aici este hotărârea, de fapt, din rândul soliștilor, să spunem așa, validați de public. Da, este foarte adevărat. Apropo de corabia, corabia, un oraș frumos, un oraș burghez, așa cum ai spus-o și tu, un oraș care, acolo am deschis ochii și acolo am copilărit, acolo am învățat să cânt, zic Chiar eu, din orașul chiar din Corabia? Chiar orașul din orașul Corabia sunt, Corabia. da, chiar din oraș, lăutarii care au fost foarte mulți lăutari la vremea respectivă. Așa e corăbianul, vine singur la el banul, cu mândrele tot așa, un al cheamă al Italia. Pe pământ are noroc, din corabia-i deloc, el la toate este bun, și peste Olteni jupân. Nu se dă pe lumea toată, și-are inima curată, ochii în Dunărea spălat, prea dulce-i l-a sărutat. A băut apă din nou și de-aia alții nu pot, nici în urma lui să calce, dar ni să îl Și lase acea corabie de aici. aur, zic eu că exact în această toamnă am participat de fapt la corabia de aur și Recital, în recital, bineînțeles. da, este foarte adevărat, pentru că eu trofeul corabia de aur l-am câștigat în 84. În 1984 am notat aici, știu Da. absolut, absolut tot. Am întâlnit un public dornic de frumos și dornic de acest cântec de romanați care ne caracterizează pe noi. Și m-am simțit foarte bine. M-am simțit foarte bine alături de acei oameni care am copilărit cel puțin o dată în viață, m-am întâlnit cu ei. Și am fost foarte bine primit. Deși cu durere în suflet, pentru că nu mai am pe nimeni acolo. Mama mea acum a decedat acum un an de zile. Nu mă mai simt copil și am avut așa acea nostalgie și durere în suflet Deci cam acest. la 60 de ani nu vă mai simțiți copil acum pentru că nu mai e mamă. Da, este foarte adevărat. Ești copil cât trăiește mama sau cât trăiește Cât trăiesc tata? Cât trăiesc părinții, părinții? ești copil. Trebuie să te simți copil, pentru că nu am crezut vreodată că pot să fiu afectat de dispariția mamei mele. Dar pentru că ultimii 6 ani i-am petrecut alături de mine, pentru că nu mai putea, a simțit exact acel
câine care simte că moare și simte, da. Și da, și se, n-a mai putut să mai locuiască singură pentru că tata a murit acum foarte mulți ani. 20 ceva, 26, 27 ani. A stat singură 20 de ani și... Și cum s-a spune, s-a tras spre dumneavoastră în ultima parte a vieții. Eu mă rog la Dumnezeu să asculte și gândul meu, să ia mai ci din zăcut, să poată trăi mai mult, că eu și fratele meu credem numai în Dumnezeu, iar mama de se va duce cu lacrimi grele o-n plânge, dar s-o duce în păcată cum n-a fost ea niciodată, că-și lasă copiii bine și-au un viitor pe lume. E foarte interesantă și pe locuri unic, aș putea spune, această evoluție a dumneavoastră și a fratelui dumneavoastră. Dumneavoastră ați deschis calea către cântecul popular în familie, nu? Da, eu am deschis. Știu eu... că părinții, iertați-mă, sunt într-o familie simplă, o familie de modești. Oameni modești, o familie... Mie îmi place și nu mi-a fost rușine niciodată cu părinții mei. Mama mea a fost o femeie de serviciu. Mie mi-a plăcut să spun, mama mea a fost măturătoare. Nu m-am rușinat niciodată de acest lucru. Dar nu există rușine la așa. Dar ceva. Pentru că mama mea a fost foarte bine privită, a lucrat în sănătate, ca femeie de serviciu la o policlinică și chiar în spital. Vreau să spun că atunci când venea tanti Oprica, ca așa îi spunea, deși era floarea, o cheamă pe mama, o chema, ea avea ușile deschise peste tot, pentru că avea... Deci, cum s-ar spune, cu acea mătură deschide absolut orice. Absolut, da. Pentru că a fost un om simplu, cu bun simț, cu o educație, cum s-ar spune, de la țară sănătoasă. Pe care deși mama mea a trăit toată viața și a fost în orășeancă. Da. Orășeancă, da. De unde? De unde plecarea către muzica populară? Dragostea de cântec, mama mea a cântat, asta cred că nu știi. Mama mea, când avea 17 ani, a venit Doina Gorjului într-un spectacol, cum era în acele timpuri, pe raioane. Uh-huh. A, încă erau raioane. Încă erau raioanele, da. Și... mama a auzit-o cântând și au vrut ca să o ia la Doina Gorjului, fiind șase frați la vremea respectivă, părinții nu au lăsat-o să meargă. Da, eu am cântat și pot să spun că am fost vedeta acelui oraș la vremea respectivă. Exista o orchestră în Corabia, da, pe atunci? Da, ansamblu Dunărea din Corabia, un ansamblu care zic eu că a fost foarte bine primit. Peste tot și peste hotare, foarte multe ieșiri le-a avut la vremea respectivă, pe timpul lui Ceaușescu. Și acolo mi-am făcut pioneratul, pot să spun. În 85 am fost angajat, după ce am câștigat trofeul Corabia de Aur, am câștigat spicul de aur la Slatina și am fost angajat ulterior prin selecție, din o preselecție care a fost și un concurs peste 200 de interpreți. Și cum erați prin 84-85 pe străzile Corabiei, vedeta orașului? În primul rând, eu am făcut sport, am jucat fotbal și la 18 ani am fost selecționat pentru lotul național de juniori la Snagov. Domnul Motroc, am fost, da, cu Lăcătuș la vremea aia la Trial. Și pot să spun că m-a cunoscut toată lumea la vremea respectivă. O celebritate. Da, pot să spun. Primul loc de muncă în calitate de artist profesionist la Slatina. La Doina Oltului. La Doina Slatina, Oltului. Da. Cât ați la Doina Oltului? Doina Oltului am stat până 91. Cine erau atunci casoliși colegi? Tudorița Gorgeanu, da. Mariana Baciu, Ioana State... Dor priveac de unde vii, mai dorule măi, de neicuț al meu ce știi, mai dorule măi. Ai umblat cât ai umblat și te-ntorci de supărat, oh.
și de el mi-ai aflat. Ai umblat cât ai umblat și de el mi-ai aflat. Oh, și te-ntorci tot supărat, mă. Cel mic de cicoare trece-n vale pe cărare, înserat pe la chindie, carul lui Neicailie. Cu roate de rosmarin, măi, cu spițe de trandafir, măi. Foaie verde, trei granate, anul 907, anul 907. Prin luna dă-i zice martie, prin luna dă-i zice martie. Foaie verde sălcioară, mare fierbere e-n țară. De la micu bătrâne, toți cu furcile la brâu, cu topoare la strinare și cu furci la subțioare. Lumea că se revolta, mare revoltă făcea, să-i omoare pe ciocoii ca sub sângele din... Ce să spun, am fost foarte bine primit. Ce vreau să vă întreb? Odată intrat, ajuns la Slatina și intrat în ansamblul Doina Oltului, acolo ați înțeles de fapt ce înseamnă adevărat ținut de profesionalism, de rigorile unei vieți artistice? Vreau să spun următorul lucru. Pentru mine, ca model, a fost domnul Ion Dolonescu. Cred, Maria Ciobanu, mari artiști. Dar Ion Dolonescu, Dar Ion Dolonescu a fost, nu știu, am avut așa o... Cum mergeați la corabia când venea Ion Dolonescu? Vreau să spun în că... Era copil. Da, eram copil la vremea respectivă, da. Dar l-am urmărit îndeaproape întotdeauna. Spectacolele care se desfășurau, se rupeau ușile și... Ce să spun? Chiar și Nureșul la mic corabia se rupeau și acolo, da, ușile. Da, da, da. E cel care a trezit în sufletul dumneavoastră tot ce înseamnă dorință, ambiție, dragoste de un cântec popular. Absolut, pentru că atunci, dacă nu, eu știu, dacă nu se creează modele, nu ai. Da, dar nu ai cum să faci cum o asemenea meserie, da, fără un idol. Acum, dacă tot a venit vorba de regretatul Ion Dolonescu, când și cum a fost prima întâlnire așa particulară cu Ion Dolonescu? Nu mai să-l vedeți sau eventual să dați, da, mâna să... Întâlnirea a fost... Până în Revoluție? Da, până în Revoluție, da, pentru că am colaborat cu toți artiștii la vremea respectivă, deci vorbesc ca ansamblu, ca orchestră, de când nu era ansamblu la vremea respectivă, începând de la domnul Ion, Maria Ciobanu... deci aveați deci orchestra formată, da, și da, invitau, da, personalități, da, da, să colaboreze. Erau în colaborare, da. Și aveam spectacole, pentru că la vremea respectivă se pleca câte o lună de zile în turneu. Cu conserva de pește, cu conserva pateu, deci, de pateu, nu mai conta, deci, dar a fost frumos. La vremea respectivă mi-a spus așa doar, băiatule, nimeni nu va veni să te ia de acasă. Și ultimele cuvinte care mi le-a adresat dumnealui înainte să moară, m-a invitat de foarte multe ori și de ziua dumnealui la București. Deci nu legătura a rămas, da, pe viață. Da, da, da. Mi-a spus în felul următor, Marius, îmi pare rău că nu ești acolo unde ți este loc. Unde ar trebui să fie. A spus treaba asta. Da. Eu din sat când am plecat, măicuța m-a învățat. Ai grijă, copilul meu, să nu uiți de satul tău, măi, nici de satul tău.
sat, nici de zăvoi, nici de câmpul cu trifoi, și nu uita nici de noi, copilaș, copilul meu mai. Nici de roa de pe flori, nici de fraz, nici de sudori, că v-am crescut cu sudori, copilaș, copilul meu mai. Ascultat și mă-ntorc mereu în sat, că mi-ai pus în scăldătoare flori albastre de cicoare, iarbă verde de pe plai, să-mi iubesc dulcele grai, satul meu gură de dai, maică, măiculița mea, măi. Mi-ai dat pâine de secară, adunată-n minți de vară, ca să cresc cu de drag de țară, maică, măiculița mea, măi. I-ați insuflat și domnului Constantin Măgureanu dragostea? Fratele meu, să știți că a cântat foarte frumos, foarte frumos de la început. Eu l-am pus prima dată pe scenă și tot cu un cântec al domnului Ion Dolunescu, în cântare României, la vremea respectivă, Românie, Românie. Primul cântec care l-a cântat pe scenă și eu l-am dus la pentru că erau acele spectacole și acele concursuri interșcolare la vremea respectivă. Erau considerate cântece de viață nouă. Da, cântece de viață nouă, pentru că, eu știu, pe un, nu compact disc, pe un disc din ăla de vinil, trebuia să existe un cântec care obligatoriu. Dar au fost cântece alese, cântece frumoase, deci ca să poți să cânti Românie, Românie, cât de dragă mea și tu mie, cine mai cântă la ora asta? Te întreb. Ar trebui cântată, nu? Românie, Românie, cât de dragă mi-ești cu mie, am crescut pe a ta vie. Românie, Românie, cât de dragă mi-ești cu mie, am crescut pe a ta vie. Am crescut mânt în fecior și cânt la lume cu dor mai. Și acum spun la fiecare, ești cea mai mândră floare. Odată angajat la Slatina, v-ați și mutat, presupun. Da, am stat acolo, am locuit. Erați, adică vă căsătoriseți deja? Mă căsătorisem, da, aveam... Soția din Slatina? Soția, nu, din corabie. Ah, deci ați rămas fidel corabiei și cu soție. Păi... Dacă spuneți că și copiii sunt născuți în corabie... Născuți, da, băiatul meu este... Da, și băiatul și fata sunt, pentru că eu am doi copii. Doi copii, da. Da, din prima căsătorie și mai am ulterior o mică comoară. Știu. Da? Dar care este, eu știu, pot să spun că este... Prima soție, presupun că n-a avut treabă cu lumea artistică. Nu. Dar a înțeles trecerea asta? Niciodată n-a înțeles. Am înțeles acum. Da. Deci n-a înțeles trecerea de la viața unui om normal obișnuit în corabia la viața de artist la Slatina, plecări? Știi ce se întâmplă? Să știi, nu știu dacă tu ești căsătorit, chiar nu am... Încă nu. Dacă nu ai un om care să te susțină, care să te înțeleagă, să stea lângă tine, să te înțeleagă și să-ți înțeleagă și durerea și păsul și starea și este foarte, foarte greu, pentru că atunci când un om este gelos... Da, strică cam tot. Absolut tot. Câte lacrimi am vărsat, mândruță, din ochii mei. Ție nici nu ți-a păsat, nici nu ți-a fost dor de ei. Câte lacrimi am vărsat, mândruță, din ochii mei. Ție nici nu ți-a păsat, nici nu ți-a fost dor de ei. Nu te-ai îndurat nici când în a noastră amintire. Când mă vezi pe drum trecând, să-mi arunci doar o privire.
nu te îndura nici când, când a noastră amintire. Când mă vezi pe drum trecând, să-mi arunci doar o privire. Doamne, câte nopți pierdute de dorul ochilor tăi, câte vise năruite, cum să uit că au fost ai mei. Doamne, câte nopți pierdute de dorul ochilor tăi, câte vise năruite, cum să uit că au fost ai mei. Nopțile calde de vară, cum ședeai alăturea, cum să uit că mi-ai fost dragă și acum nu mai ești a mea. Nopțile calde de vară, cum ședeai alăturea, cum să uit că mi-ai fost dragă și acum nu mai ești a mea. În lumea artistică tu știi foarte bine, pentru că noi avem, nu știu, artiștii au o altă carismă, o altă trecere și la public, exact, și exact între noi. Respectul care îl avem unii față de ceilalți, eu cred că este destul de mare și suntem altceva decât toți ceilalți. Păi de aia se spune artist, altceva. Că așa scuci frumos cântă, să mă las, să fac cucului necaz, să fac cucului necaz, of, of. Dar nici eu n-am să mă las, să fac cucului necaz, să fac cucului necaz, măi. Că așa scuci frumos cântă, ești mândrele de ascultă, ești mândrele de ascultă, of, of. Cât ați stat în Slatina până să vă mutați la Craiova? Păi am stat deci la Slatina până în 91, pentru că atunci am plecat cu Doina Gorjului, pentru că și cu Doina Gorjului la vremea respectivă a vrut să mă să mă angajeze acolo, da. Am fost într-un spectacol, într-un turneu de fapt în Basarabia, și când am venit mi-au desfăcut contractul de muncă cei de la Slatina. Așa, surpriză plăcută la întoarcere? Da, da. Așa, surpriză plăcută? Foarte frumos. Da. Și ați ales Craiova în detrimentul Târgu Jiului? Nu, am ales Craiova. Aproape 10 ani de zile eu n-am cântat. La nivel profesional? Deloc? Da. Am fost plecat și afară și aproape 10 ani... A fost o ruptură în sufletul noastră? N-ați vrut să mai auziți de muzică sau...? Pur și simplu... A fost o ruptură în viața mea și am zis, domne, nu cred. 10 ani. 10 ani, da. Îi regretați, domnule? Da, îi regret. E normal să îi regreți, pentru că aceia nu-i mai găsești niciodată. Am imprimat cu fratele meu un disc, Când e frate lângă frate, 6 piese, de fapt, și maestru Crețu. Asta se întâmpla în 99. M-a auzit și mi-a zis... vin să colaborez cu Maria Tănase. În acea perioadă, lui conducea Maria Tănase. Da, era dirijor. A fost dirijor, de fapt, la înființare. Și de atunci, efectiv, s-au așezat apele în viața noastră, artistic, mă refer. Artistic, da. Artistic. Da. Și ați rămas aici. Am rămas aici pentru că s-a scos un post de solist, s-a scos la concurs și am participat și am câștigat concursul. Și de atunci sunteți, inclusiv 20 la ora ani, nu vorbim? Din 2000 sunt angajat la Maria Tănase. Sunteți angajat solist profesionist vocal la Maria Tănase. Legendarul ansamblu Maria Tănase. Când e frate lângă frate, se dă lumea la o parte. Nimeni nu stă în calea lor,
ca ei se iubesc cu dor mai. Asta-i viața omului, așa-i soarta fratelui. Și să te ajute la greu, dacă nu fratele tău mai. Asta-i viața omului, așa-i soarta fratelui. Și să te ajute la greu, dacă nu fratele tău mai. Și fără sărai, ce se urăsc între ei mai. Dar oricât se dușmanesc, când sunt la greu se unesc mai. Că străinui tot străin, te lasă să mori în drum. Numai lui să-i fie bine și nici nu-i pasă de tine. Dar fratele e tot frate, el te ajută până la moarte. Și cu legea te împaci, sângele apă nu-l faci mai. Domnule Măgureanu, povești de viață multe, multe și frumoase am auzit, dar a noastră pe care am tot studiat-o și am fișat-o așa pe o foaie, ceea ce nu înseamnă nimic o foaie în viața dumneavoastră, doi copii deosebiți, Dumnezeu acum sunteți, în loc să mergeți la 60-500, o luați înapoi. Aveți 5 ani? Da, 6 ani face, 6. Pe 9 ianuarie. Da. Să vă trăiască. Sunteți și bunic? Sunt bunic, am 3 nepoți. Am de la băiat, am un nepot de 14 ani. De la fetiță, e flăcău deja. Da, este flăcău, da. De la fetiță am o nepoțică de 13 și un nepoțel de 7 ani. În afară de acest lucru, v-ați găsit liniștea ca orice om ce le-a făcut pe toate, și bune și rele, un om realizat. Ați fost și om de afaceri, ați fost și încă mai și sunt. Fotbal, da, și încă mai om sunt. De afaceri, artist și om de afaceri încă sunteți. Da. Fotbalist, mai jucați fotbal acum? Șoc și acum fotbal, să știți. Deci și fotbalist, deci nu mă lasă să trec nimic la trecut. Unde vă regăsiți liniștea după muncă, după... Liniștea ți-o regăsești în sânul familiei, în să primul știi. Rând, da? Dacă nu ai o familie și te-am zis, nu ai un om care să te înțeleagă și te aștepte cu drag acasă, nu ai realizat absolut nimic. Indiferent, cu toți banii din lume, nu se poate cumpăra liniștea sufletească, nu se poate cumpăra dragostea. Nu știu, am întâlnit oameni care sunt foarte bogați, oameni care au de toate. Și totuși n-au nimic. Poate n-au nimic. Și totuși n-au. În criciuma de la drum, acolo se bea vin bun. La o masă-mi stau la spat, om bogat și om sărac. În criciuma de la drum, acolo se bea vin bun. La o masă-mi stau la spat, om bogat și om sărac. Acolo și-au tot ciobit, până seara n-a sfințit. Cu vin roșu de cotulari și le cântau lăutari. Acolo și-au tot ciocnit, până seara n-a sfințit. Cu vin roșu de cotulari și le cântau lăutari. Bogatul zice așa, arză foc averea mea. Am muncit și am de toate, de copii n-am avut parte. Bogatul zice așa, arză foc averea mea. Am muncit și am de toate, de copii n-am avut parte. Geaba am nevastă bună, n-are cine să-i zică mumă. Geaba am bani și avere, n-avem nicio mână. Mă gândeam la mama dumneavoastră, cât de frumos, cât de mândrie spuneți că a fost o simplă mădurătoare, o femeie de serviciu. Nu mi-a fost rușine niciodată. Și asta se vede pentru că sunteți omul care coborâți de pe scena Sălii Palatului, de exemplu, și luați lopata că aveți treabă în curte. E așa? Știi ce se întâmplă? Cel puțin generația care, generația mea, am avut acest cult al respectului, cultul muncii,
și respectul față de tine. Dacă nu ai respect față de tine, nu ai respect față de nimeni. Nu poți ca să... Dacă vrei să fii numai acolo sus, nu o să poți niciodată. N-a fost niciodată genul de om, fie în artistic, fie în viața particulară, să păcăliți, să șmecheriți, să faceți un artificiu pentru a realiza sau a păcăli, a dobândi ceva. Nu? Nu, absolut niciodată. Am un mare defect, spun lucrurilor, spun ceea ce gândesc. Am spus-o dintotdeauna și asta. Nu vă gândiți că concluzia ultima lui Ion Dolănescu este datorată și acestui fapt? Nu știu, ți-am zis, primul spectacol particular care a fost imediat după Revoluție, eu l-am prezentat domnul Ion Dolănescu, cu Ionuț Dolănescu, cu Alexandru Arșine, cu Lulescu, cu toți ăștia, deci Ioana State, cu Maria, l-am întâlnit-o pe Maria Apostol, apropo la Revoluție, am avut fericită ocazie să o văd pe Maria Apostol, nu văzusem. În colaborare venită sau cum? În colaborare, deci Ion Dolănescu, Maria Apostol, Gherghina și eu, în recitaluri. Uh-huh. Deci am fost la vremea respectivă. Deci, și mulțumesc lui Dumnezeu, pentru mine a fost așa o desfătare și un lucru care nu se întâmplă de două ori în viață. Se pierde în pădurea glâncă, nici nu bea, nici nu mănâncă. Deci pe plan artistic, în ceea ce îi privește pe oamenii care v-au influențat și pe care i-ați iubit, sunteți un om fericit. Da. Ați rămas în prietenie de suflet și v-ați bucurat de respectul lui până la moartea lui Ion Dolănescu. Da. Ceea ce presupun că erați copil, vă doreați decât să-l vedeți, nici nu vă gândeați vreodată să vă sune, băi, Marius, ce mai faci, tată, sau nici atât? Da, dar nu știu, parcă a plecat prea devreme și aveam multe de spus. Dar știi cum este, în viață nu le hotărâm noi. Divinitatea este cea care dictează. Domnule Măguranu, foarte multe mesaje de când am anunțat că veți veni. Publicul e foarte supărat. Când scoateți album? Știi ce se întâmplă? Să știi că i-ați obișnuit cu pipeta, piesă cu piesă. Am material foarte mult, deși n-aș mai vrea să mai scot un album. Aș vrea să înregistrez, că am niște piese. Și să le promovez așa. Atent pe fiecare și în legea lui. Da. Oricum, cât de curând? Avem așa, angajat, solist profesionist, profesor și îndrumător, vorbim imediat și despre asta, fermier, tată, bunic, soț, mai faceți și cântece? Mai aveți timp? Da, cum să? Să știi că pentru mine am vreo 20 și ceva de capre acasă. Da? Da. Și atunci când vreau să mă simt bine, îmi iau scaunul, am un scaun din ăsta pescăresc și stau în mijlocul câmpului. Căprițele mele, uite cum vorbim așa, așa vorbesc cu el. Și stau așa în jurul. Da, capra e un animal foarte, foarte interesant față de oaie care e blegită și proastă, că oaia e proastă. Capra e curioasă, e foarte și interesant. Vreau să spun că mă încarc energetic. Deci în momentul când stai în mijlocul câmpului și în mijlocul... Nu vă mai interesează... Sus pe culmea unde doarme cerul plin cu stele, patru plupe ascunde în umbră casa mândrii mele.
suspecul meu unde doarme cerul plin cu stele. Patruplu pescunde în umbră casa mândrii mele. De trei zile aceiași caloba de călătorul, cine n-a iubit în viață nu știe ce-i dorul. De trei zile aceiași caloba de călătorul, cine n-a iubit în viață nu știe ce-i dorul. Mi-a fost prea lungă calea de dușmanuri sită. Am găsit lumina stinsă poarta zăvorită. Că mi-a fost prea lungă calea de dușmanuri sită. Am găsit lumina stinsă poarta zăvorită. Am stat o clipă să-i ascult ce vuieci ce șoapte, și târziu îndepărtări cântau păsări de noapte. Am stat o clipă să-i ascult ce vuieci ce șoapte, și târziu îndepărtări cântau păsări de noapte. Și îmi iartă inima-n piete dorul sărutării. Mergeam împins de un dor nebun pe frunzele cărării. Și îmi iartă inima-n piete dorul sărutării. Într-un târziu când am ajuns în sat cântau cocoșii, și norii de n-ai răsărit, ardeau în flăcări roșii. Acu' e noapte și târziu, iubita mie departe, îmi arde sufletul în foc viu și zilele mi sunt moarte. Știu că în ultima vreme lucrați la piese noi, ați și înregistrat, urmează să le și filmați. Cei care vin la concertele ansamblului Maria Tănase chiar le-au auzit în premieră, pentru că le cântați deja în spectacole. Și în ultima parte a emisiunii aș vrea să vorbim despre un subiect ce pe dumneavoastră acum vă încântă la fel de mult energetic cum vorbeam și ieri, la fel ca momentul de relaxare în natură. Cum e să lucrați cu o droaie de copii? Talentați. Deci vreau asta să spun, nu toți copiii sunt talentați, dar pentru mine fiecare copil să știe că îi acordă aceeași atenție. Sunt fascinat de acei copii care într-adevăr sunt foarte talentați. Deci avem, eu am spus-o și o repet, tradiția și portul românesc, cântecul românesc niciodată nu va muri. Pentru că acei copii care vin din spate sunt atât de îndrăgostiți de muzica populară, încât nici nu-și poate imagina cineva. Numai că trebuie să le... Dragoste sinceră, insuflată. Sau... Nu, dragoste sinceră, despre asta vorbesc. Sunt și părinți care, într-adevăr, își doresc să facă copii. Eu le-am recomandat și le recomand așa cu gură de foc, pot să spun. Un copil nu trebuie să apară pe scenă la 5 ani, la 7 ani, la 9 ani. Poate să fie super. Lăsați-le copilăria.
Lăsați-le copilăria. Foarte puțini oameni spun treaba aceasta. Nu. Dintre specialiști mă refer, deci, și cea mai mare dreptate o aveți. Deci eu le-am recomandat de fiecare dată, nu le faceți cântecele lor. La vremea asta nu e timpul lor. Lăsați pentru fiecare. Am un copil, un băiețel care este în telefon, am trecut tata, copil minune. Deci copilul, dacă îl auzi cântând, chiar ți se zbălește pielea. A venit acum de curând iarăși un alt copil, un alt băiețel care e în clasa a treia, iarăși e bestial. Am fetițe care astăzi sunt la Vâlcea, la festival. Și vin cu trofei, acasă cu premii. Da, da. Dar dumneavoastră îndrumați și predați în cadrul... În cadrul ansamblului Maria Tănase. Da, avem și ateliere de folclor. Deci ansamblul Maria Tănase, pe lângă nivelul C, da, au dedicat și pentru cei care... Da. Avem dansuri, avem... Pentru amatori. Da, da, și pentru amatori. Copii, în primul rând. Maria Tănase Junior. Așa Maria Tănase Juliat, da, ce frumos. Da, da, ce frumos. Da, foarte, foarte frumos. Din 30 de elevi, pe câți îi vedeți cântând peste 20 de ani la sala Palatului? 5-6 de la mine cel puțin. Cu siguranță. Cu siguranță. Deci nu se încheie povestea folclorului în Oltenia. Nu. Nu există. Absolut. Deci dacă auziți niște fetițe... la 12-13 ani, deci vă spun, să face pielea de găină. Deci cei oltenesc nu piere, nici cei românesc în primul rând. Absolut, nu. Pentru că, vezi tu, fiecare zonă, fiecare artificiu care poate să-l facă un artist, dacă nu-i descoperi, trebuie să intri, și asta eu le-am explicat și copiilor, aș putea să stau 5 ore, deci pentru mine eu nu m-am uitat niciodată la ceas. Că trebuie să stau sau să fac... Sau mă răbesc sau hai, lasă-mă. Nu. Pe mine iarăși mă încarcă energetica cei copii. Pentru că lucrez cu drag și îmi place... Mi s-a întâmplat să ieșiți cu lumina afară și să plecați seara acasă. Nu e problemă. Da, bineînțeles, da, da. Stăm foarte mult. Dar o fac cu toată dragostea, pentru că îmi dau seama că acei copii au nevoie de un sprijin. Eu n-am avut niciodată acel sprijin. Vedeți bucuria în ochii lor când vin și dau cu uite dumneavoastră, domn profesor sau... Nu, eu sunt prieten, mă cobor, v-am zis, am copii de la 6 ani. 6 ani? De la 6 ani până la 30 și ceva de ani. Da, e de salutat acest lucru. Maria Tănase Junior a spus și aceste ateliere. Felicitări pentru această inițiativă. Inițiativă ce ar trebui să fie exemplu pentru absolut toate instituțiile de cultură, indiferent că sunt ansambluri, că sunt galerii de artă, ce ori fi, și pentru tineri, pentru că ei trebuie să rămână în spate. Dumneavoastră, până la această vârstă, adică până la adolescență, ați lăsat și lăsați celor din copii despre care vorbiți sute de cântece și, cel mai important, lăsați faptul că aproape zilnic sau când aveți timp, mergeți, stați lângă ei să vă vadă și cred că de-aia nici nu vă spun, domn profesor, că sunt, vă simt părintește. Da, eu așa îi consider, ca și, eu știu, ca pe copiii mei, pentru că toți sunt la vârsta care eu am nepoți. Eu asta nepoți. Deci și sunteți Și primul cuvânt care l-am deschis, le spun, ce ați făcut la școală? Primul lucru. E un reflex al tatălui sau al bunicului? Nu, e un reflex al meu, al tatălui. Al tatălui, în primul rând, pentru că eu, cel puțin pe fiica mea, mi-o întrebam cum intra pe ușă, ce ai făcut la școală. Domnule Măgureanu, mulțumesc din tot sufletul pentru prezență. Suntem onorați la Imbold Media și onorați pentru prezența dumneavoastră și onorați pentru faptul că cei de acasă întotdeauna ne urmăresc și ne apreciați. Vă mulțumesc din tot sufletul. Și eu vă mulțumesc și vă doresc audiență maximă. Maximă. Și al dumneavoastră putere de muncă și sănătate maximă și acasă. Sănătate. Mulțumesc din suflet, dragii mei. Ne vedem data viitoare. Involvedia vă iubește.